Am revenit, doamnelor și domnilor, cum ziceam ceva mai devreme. Astăzi, primul nostru invitat este Vasile Coroi, avocatul poporului pentru drepturile copiilor, pe care îl salut cu mare drag. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Vorbim astăzi despre drepturile celor mici și ca să avem o introducere în acest subiect, să ne spuneți care sunt ele, cele mai importante, poate, nu știu. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului stabilește mai multe drepturi, dintre care unele sunt drepturi civile, politice, sociale, economice și culturale. Drepturile civile și politice sunt cele cu realizare imediată, iar cele economice, sociale, culturale cu realizare progresivă. Adică statul se obligă să le realizeze, dar nu toate imediat și la cel mai înalt standard posibil imediat. Și se obligă să aloce suficiente fonduri, suficient buget pentru realizarea acestor drepturi, inclusiv în cadrul cooperării internaționale. Convenția se bazează pe patru principii, care sunt și drepturi, dar și principii, ceea ce înseamnă că toate celelalte drepturi din convenție trebuie interpretate și aplicate ținând cont de aceste principii. Este vorba de principiul non-discriminării, principiul interesului superior al copilului, principiul dreptului la viață, supraviețuire și dezvoltare și dreptul la participare a copilului sau dreptul la opinie. Dacă, de exemplu, non-discriminarea și dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare sunt comune și altor convenții care prevăd drepturi pentru adulți, cele ce țin de interesul superior al copilului și de dreptul la participare sunt specifice doar copiilor, pentru că autorii acestei convenții au ținut cont de factorii care făceau necesară adoptarea unei astfel de convenții și mă refer la faptul că copiii sunt mai vulnerabili în fața dificultăților vieții, copiii sunt mai des supuși sau sunt mai expuși abuzului și exploatării, copiii nu au drept de vot, copiii nu au influență politică, la fel copiii nu prea au influență economică, adică nu au acea avere care să le permită să influențeze anumite decizii. În unele state este și mai grav, pentru că copiii sunt considerați, sunt priviți ca și proprietatea părinților. De fapt, și în Republica Moldova uneori auzim aceste enunțuri, aceste afirmații, dacă e copilul meu, fac ce vreau cu acest copil. Mi-ați spus să vă spun doar câteva drepturi, bineînțeles, pe lângă aceste drepturi, care sunt și principii cele mai cunoscute, sunt dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la un nivel de trai decent, la protecție socială și deseori auziți că copiii au prea multe drepturi. În realitate așa și este. Copiii nu au prea multe. Au multe drepturi, copiii au mai multe drepturi decât adulții. În virtutea vulnerabilităților și faptului că sunt ființe în dezvoltare. Dumneavoastră, în calitate de avocat al poporului pentru drepturile copiilor, cum vedeți situația din Republica Moldova? Da. Cât de bine sunt respectate drepturile celor mici și în cazul în care observăm o nedreptate, ce facem noi ca și cetățeni? Statul Republica Moldova, în momentul în care a ratificat această convenție, și-a asumat să respecte, protejeze și realizeze drepturile copilului. Ceea ce înseamnă la nivel de a respecta, înseamnă să nu interfereze, să nu împiedice sau să nu priveze anumiți copii de anumite drepturi, toți copiii sau anumiți copii. Da. La nivel de a proteja, este vorba de a nu permite altora
să interfereze, să împiedici sau să preveze copiii de anumite drepturi. Și ceea ce ține de realizarea drepturilor copilului este o obligație proactivă de a repune în drepturi acei copii care au fost privați de drepturile lor și de a crea toate cele condiții legislative, administrative, de orice altă natură care contribuie la faptul că copiii se bucură de drepturile lor. În Republica Moldova, situația nu pot spune nici că este foarte roz, dar nici că drepturile copilului, comparativ cu alte state a lumii, sunt cele mai încălcate. Dar, desigur, loc de îmbunătățire există foarte mult și aici m-aș referi în primul rând la faptul că există încă mulți copii care trăiesc sub pragul sărăciei. Chiar la nivel de stat sunt în jur de 28%, dar dacă ne referim la mediul rural, cifra se ridică la 40% și aproximativ 50% mediul rural din partea de sud a Republicii Moldova. Încă există și încă este destul de acceptată violența față de copii. Ea există și în familie și în instituțiile de învățământ și în societate în general, pentru că violența ca modalitate de disciplinare, de educație a copilului este cumva acceptată, poate și din cauza că violența în general la nivel de societate este una tolerată. Da. Aici ar fi anumit aspect care vreau să-l subliniez. Mai este un drept care ziceam că nu aparține, nu există în cadrul adulților, dreptul la participare, care la fel este unul din drepturile cele mai puțin cunoscute și cel mai puțin respectate în Republica Moldova. De fapt, Convenția stabilește mai multe drepturi, așa spuse, așa numite drepturile la participare. Sunt cele de la articolul 12 până la articolul 17 și articolul 23, care susțin că fiecare copil capabil să-și formeze o opinie trebuie să fie consultat în procesele decizionale care îl afectează și de opinia lui trebuie să se țină cont. Celelalte drepturi ar fi conexe și care ajută realizarea acestui drept. Sunt dreptul la informație, desigur, fără o informație corespunzătoare. Un copil nu își poate realiza pe deplin acest drept de participare, nu poate avea o opinie informată, bazată pe anumite dovezi. Mai e vorba și de libertatea de exprimare, dreptul la libertate de gândire, conștiință, religie, viață privată, libertatea de asociere, de întrunire și ziceam și de articolul 23, pentru că se referă la copiii cu dizabilități și copiii cu dizabilități au aceleași drepturi. Ce ține de faptul cui ne adresăm în momentul în care drepturile copilului sunt încălcate? Așa. Sunt mai mulți actori la nivel de create de către statul Republica Moldova. Există autoritățile tutelare, în primul rând locale, care este primarul la nivel de localitate, există autorități tutelare teritoriale, sunt direcțiile asistență socială și protecția familiei la nivel de raion și deja la nivel de municipiu Chișinău este Direcția Generală Protecția Drepturilor Copilului, pentru protecția drepturilor copilului. Și există și există anumite mecanisme create la nivel de stat. Unul dintre ele este mecanismul intersectorial de cooperare privind identificarea, asistența, referirea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării și traficului. Mai există și mecanismul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului. Dar trebuie să înțelegem că Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, așa cum prevede legea care instituie această instituție,
nu se substituie autorităților publice, organelor de drept și instanțelor judecătorești. Deci ceea ce face avocatul poporului pentru dreptul copilului este faptul că asigură implementarea la nivel național a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și altor tratate în domeniul drepturilor copilului la care Republica Moldova este parte, prin faptul că monitorizează cum autoritățile publice, cum întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare și de proprietarul acestor întreprinderi, și cum funcționarii cu funcții sau persoanele cu funcții de răspundere de orice nivel aplică aceste prevederi, încalcă sau nu încalcă drepturile copilului. În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului îndeplinește mai multe atribuții, dintre care analizează cereri care vin de la copii sau de la reprezentanții legale copiilor sau de la orice altă persoană sau organizație care acționează în apărarea drepturilor copilului și, printre altele, să știți că nu este nevoie de acordul părintelui sau reprezentantului legal pentru că Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului să accepte o cerere de la copil și să vină în asistența, protecția acestui copil pe cazuri în care identificăm copii aflați în dificultate, copii în situații de risc. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului se poate sesiza și din oficiu. Și la fel nu este nevoie de niciun acord al părinților sau reprezentanților legali. Altceva ce facem este monitorizarea permanentă a respectării drepturilor copilului în Republica Moldova și prin această monitorizare permanentă, dar și prin cererile care ne sunt adresate, identificăm problemele sistemice și venim cu recomandări de perfecționare a legislației. Mai avem și alte activități, inclusiv de promovare a drepturilor copilului, de acționare chiar inclusiv în instanță pentru a proteja drepturile unui anumit copil sau unui anumit grup de copii. Venim și cu acele amicus curiae sau niște opinii pe care le transmitem curții constituționale în cazul în care există o sesizare curții referitoare la constituționalitatea sau neconstituționalitatea unei prevederi legale sau unui act normativ în general. Printre altele, și aici vreau să pun doar un mic accent, ca și activitatea de promovare a drepturilor copilului, avem pe lângă Avocatul Poporului pentru Dreptul Copilului constituit un Consiliu Consultativ al Copiilor, care, iată, aduce la în atenția mea și a echipei mele, aduce acele probleme cu care se confruntă copiii, cele care sunt relevante lor. Și, de exemplu, mâine organizăm un eveniment, așa numit Forumul Național al Drepturilor Copilului, în care acești copii, dar și alte grupuri de copii care și-au monitorizat drepturile, vor veni cu anumite constatări și recomandări către autorități cum să îmbunătățească respectarea drepturilor lor. Domnule Corone, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit în această seară și pentru că ați venit cu atâta informație utilă pentru noi, pentru cei de acasă.